Capitolul 8. Duhul Sfânt îl mărturisește pe Iisus Hristos. Când Domnul nostru vorbea cu ucenicii săi în noaptea dinaintea crucificării despre mângâietorul care urma să vină și să ia locul după plecarea sa, el a spus: când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Am citat Ioan, capitolul 15, versetele 26 și 27. Când apostolul Petru și ceilalți ucenici au primit porunca strictă din partea Sinedriului Iudaic de a nu învăța în numele lui Isus, ei au spus: noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt. Am citat Faptele, capitolul 5, cu versetul 32. Din aceste cuvinte ale lui Iisus Hristos și ale apostolilor, rezultă cu claritate că Duhul Sfânt este acela care mărturisește despre Iisus Hristos. În Scriptură găsim mărturia Duhului Sfânt despre Iisus Hristos. În afară de Scriptură, Duhul Sfânt îl mărturisește pe Hristos și în inima omului. El ia propria Scriptură, ne interpretează și ne prezintă pe înțelesul nostru. Tot adevărul este de la Duhul, deoarece El este Duhul adevărului, cum citim în Ioan, capitolul 5, cu versetul 26. Dar lucrarea Lui specială este să-L mărturisească pe Cel care este adevărul, adică pe Iisus Hristos. Vezi Ioan, capitolul 14, cu versetul 6. Doar prin mărturia directă a Duhului Sfânt în inimile noastre, ajungem la o cunoaștere adevărată, vie, a lui Iisus Hristos. Comparați cu 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3. Oricât am citit cuvântul scris și oricât am ascultat mărturia unui om, nu vom putea ajunge la cunoașterea adevărată a lui Hristos. Doar atunci când Duhul Sfânt însuși ia cuvântul scris sau mărturia fraților noștri și o interpretează în mod direct pentru inimile noastre, ajungem să-L vedem într-adevăr pe Iisus și să-L cunoaștem așa cum este. Ziua Rusaliilor, Petru a prezentat înaintea ascultătorilor săi mărturia Scripturii despre Hristos, oferindu-le de asemenea propria mărturie. El le-a spus ceea ce el și ceilalți apostoli cunoșteau din experiența personală despre învierea lui Hristos. Dacă Duhul Sfânt nu ar fi luat Scriptura pe care Petru le-a citat-o și dacă nu ar fi luat mărturia lui și a celorlalți ucenici, cei 3.000 de oameni nu l-ar fi văzut pe Iisus așa cum era, ei nu l-ar fi primit și nu ar fi fost botezați în numele Lui. Duhul Sfânt a completat mărturia lui Petru și mărturia cuvântului scris cu propria mărturie. Domnul Moody obișnuia să spună într-un mod succint și plastic că atunci când Petru a spus: să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi, în Fapte, capitolul 2, cu 36, Duhul Sfânt a spus amin, iar oamenii au văzut și au crezut. Cu certitudine, dacă Duhul Sfânt nu ar fi venit în ziua aceea și dacă nu ar fi adus prin Petru și ceilalți apostoli mărturia lui directă în inimile ascultătorilor săi, oamenii nu ar fi văzut imaginea salvatoare a lui Isus. Dacă îți dorești ca oamenii să aibă parte de o imagine adevărată despre Isus Hristos, astfel încât ei să creadă și să fie mântuiți, nu este suficient să le dăm Scriptura care mărturisește despre El. Nu este suficient să le oferim nici propria mărturie. Trebuie să cauți mărturia Duhului Sfânt și să ai o așa relație cu Dumnezeu, încât Duhul Sfânt să-L poată mărturisi pe Hristos prin tine. Nici mărturia personală, nici mărturia cuvântului scris nu vor putea realiza aceasta, deși Duhul Sfânt folosește tocmai mărturia ta sau mărturia cuvântului scris. Dacă mărturia ta sau mărturia cuvântului scris nu este preluată de Duhul Sfânt și dacă El însuși nu mărturisește prin aceasta, oamenii nu pot să creadă. Aceasta explică ceea ce observă probabil fiecare lucrător experimentat. Stăm alături de un om care are multe întrebări,
ne deschidem Bibliile și arătăm pasajele care îl prezintă în mod clar pe Iisus ca jertfă de ispășire adusă pe cruce. Cel care salvează din păcat și vină, Salvatorul înviat, Cel care izbăvește de sub puterea păcatului. Pentru a vedea și a crede pentru a fi mântuit, omul nu are nevoie decât de adevăr și totuși el nu vede. Trecem prin pasaje scripturale care pentru noi sunt clare ca lumina zilei și în mod repetat căutătorul rămâne mai departe în întuneric. El nu vede nimic, nu înțelege nimic. Uneori chiar ne întrebăm dacă nu cumva acest căutător este slab de minte, mirându-ne cum de nu poate să vadă. Nu, nu este slab de minte, ci suferă de orbire spirituală care stăpânește fiecare minte care nu are parte de lumina Duhului Sfânt. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate și duhovnicește. Am citat 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 14. Repetăm și tot nu înțelege. Repetăm încă o dată. Fața îi se luminează dintr-o dată și exclamă: înțeleg, înțeleg. El îl vede pe Iisus, crede, este mântuit și are siguranța mântuirii în acel moment. Ce s-a întâmplat? Pur și simplu, Duhul Sfânt a adus propria mărturie și ceea ce înainte era întuneric ca miezul nopții, acum a devenit clar ca lumina zilei. Așa se explică de ce un om, care a fost mult timp în întuneric, în ceea ce îl privește pe Iisus Hristos, ajunge așa de repede să înțeleagă adevărul când își predă voința lui Dumnezeu și caută lumina lui. Atunci când voința lui este supusă lui Dumnezeu, el adoptă o asemenea atitudine față de Dumnezeu, încât Duhul Sfânt poate să-și facă lucrarea. Iisus a spus în Ioan, capitolul 7, versetul 17, dacă vrea cineva să facă voia lui, adică a lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Când omul vrea să facă voia lui Dumnezeu, se creează mediul favorabil lucrării Duhului Sfânt, iar el luminează mintea omului pentru ca aceasta să înțeleagă adevărul despre Iisus și faptul că învățătura lui este tocmai cuvântul lui Dumnezeu. Ioan a scris în capitolul 20, versetul 31, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Ioan și-a scris Evanghelia cu acest scop, ca oamenii să înțeleagă că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând astfel să aibă viață în numele Lui. Cea mai bună carte pe care o putem pune în mâinile cuiva care dorește să-L cunoască pe Iisus și să fie salvat este Evanghelia după Ioan. Totuși, mulți oameni au citit în mod repetat Evanghelia după Ioan, fără a ajunge să înțeleagă și să creadă că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Dar dacă același om își predă în totalitate voința lui Dumnezeu și cere lumina lui în timp ce citește Evanghelia, promițându-i lui Dumnezeu că va lua în considerare tot ceea ce el îi va descoperi că este adevărat, înainte să sfârșească citirea cărții, el va vedea cu claritate că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, va crede și va avea viața eternă. De ce? Deoarece el s-a pus în postura în care Duhul Sfânt poate lua lucrurile scrise din Evanghelie și le poate interpreta, adăugând la ele mărturia lui. Lucrul acesta a fost testat și dovedit de nenumărate ori în toată lumea. Mulți oameni au venit la mine mărturisind că nu cred că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mulți au mers mai departe, spunând că sunt agnostici și nici măcar nu știu dacă există un Dumnezeu personal. Atunci le-am spus să citească Evanghelia după Ioan. Le-am spus că în Evanghelia respectivă, Ioan prezintă dovezile că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Adeseori ei mi-au răspuns că o citiseră deja de mai multe ori și tot nu erau convinși că Iisus era Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Atunci le-am spus, nu ați citit-o cum trebuie, și i-am îndemnat să-și predea voința lui Dumnezeu, sau în cazul în care nu erau siguri de existența lui Dumnezeu, să ia în considerare punctul lui de vedere
și să-l asculte indiferent unde i-ar putea conduce. Apoi i-am pus să-mi promită că vor citi Evanghelia după Ioan încet și atent și că de fiecare dată, înainte de a citi, vor privi către Dumnezeu, dacă El există, pentru a-i ajuta să înțeleagă ceea ce citesc, promițându-i că vor lua în considerare tot ceea ce El le va arăta că este adevărat, urmând adevărul oriunde îi va duce. De fiecare dată, înainte să termine de citit Evanghelia, ei au ajuns să înțeleagă că Iisus era Hristosul Fiului Dumnezeu, au crezut și au fost mântuiți. Ei au adoptat o asemenea atitudine încât Duhul Sfânt a putut să depună mărturie despre Iisus Hristos, iar El a făcut acest lucru. Prin mărturia Lui, ei au văzut și au crezut. Dacă dorești ca oameni să vadă adevărul despre Hristos, nu te baza pe propria putere de exprimare și de convingere. Mai degrabă, uită-te la Duhul Sfânt, caută mărturia Lui pentru ei și asigură-te că ei adoptă o asemenea atitudine încât Duhul Sfânt poate să le vorbească. Acesta este tratamentul atât pentru scepticism, cât și pentru ignoranța față de Hristos. Dacă tu însuți nu ești convins de adevărul despre Iisus Hristos, caută pentru tine însuți mărturia Duhului Sfânt despre Hristos. Citește Scriptura, citește în special Evanghelia după Ioan, dar nu te baza doar pe citirea cuvântului. Înainte de a citi, adoptă printr-o predare totală a voinței tale înaintea lui Dumnezeu acea atitudine prin care Duhul Sfânt să-L poată mărturisi El însuși în mod clar în inima ta pe Iisus Hristos. Cu toții avem nevoie de o viziune clară și deplină a lui Iisus Hristos, iar aceasta vine prin mărturia Duhului Sfânt. Într-o noapte, câțiva dintre studenții noștri s-au întors de la Pacific Garden Mission din Chicago și mi-au spus: am avut o întâlnire minunată astă seară la misiune. Au venit în față mulți bețivi și dintre cei respinși de societate care l-au primit pe Hristos. În ziua următoare l-am întâlnit pe stradă pe domnul Henry Monroe, coordonatorul misiunii, și i-am spus: Harry, băieții mi-au spus că ați avut o întâlnire minunată ieri seară. Vrei să știi cum a pornit totul? A întrebat el. Da. Ei bine, a spus. Pur și simplu l-am înălțat pe Iisus Hristos și Duhul lui Sfânt i-a făcut plăcere să îi ilumineze fața lui Iisus Hristos, așa că oamenii au văzut și au crezut. Era un mod de exprimare unic, dar un mod creativ și adevărat de a prezenta lucrurile esențiale în acest caz. Partea noastră este să-L înălțăm pe Iisus Hristos. Apoi trebuie să privim la Duhul Sfânt, așteptând ca El să ilumineze fața, luând adevărul despre El și făcându-L clar pentru inimile ascultătorilor noștri. El o va face, iar oamenii vor vedea și vor crede. Bineînțeles, trebuie să umblăm cu Dumnezeu în așa fel, încât Duhul Sfânt să ne poată folosi ca instrumente prin care să-și aducă mărturia.